Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Noi, ca o echipă strânsă, care a fost nu de mult în Turcia, în Istanbul, pentru un weekend de băiețeală prin Cârciumi. De mâncare. La mâncare, că altceva nu s-a întâmplat acolo. Suntem foarte atenți la știrile care vin din această parte a lumii, care ne este foarte dragă, mai ales după ce am găsit prigăruile, aeranul, kebabul și toate alea. Așadar, avem următoarea știre. Un turc pierdut la propriu. Un turc pierdut s-a regăsit pe sine chiar în timpul operațiunilor declanșate pentru căutarea lui. Fii mai explicit. Domnul Beyhan Mütlü a fost dat dispărut marți dimineață. Familia s-a alarmat când dânsul n-a mai venit acasă. Așa că a fost anunțată poliția. Alio! Alio! Domnul Mütlü... Moment, stai! Alio! Deci noi ne-am amuzat cu Alio. Ne-am amuzat copios la Istanbul, că ei așa răspund la telefon. Da. Și Alio. Peste tot în jur. Alio! Alio! Și că te mai strig, Alio! Da, deci domnul Beyhan petrecuse Mütlü, petrecuse seara cu niște amici. La o mică băută, sărbătorind faptul că găsise băutură, totuși. Da. Apoi zice că a intrat într-o pădure din care n-a mai ieșit. Acolo a văzut ultima oară de prieteni, intrând în crâng. Sau acolo s-a văzut el. Familia s-a alarmat, alio, poliție, nu știu ce. Poliția a mobilizat mai multe echipe de căutare. 112, dacă au și ei servicii, nu știu ce, și a apelat inclusiv la voluntari care să ajute la localizarea bărbatului dispărut. Vestea despre dispariția domnului Mütlü s-a răspândit și în cartierul lui și mai mulți vecini s-au alăturat operațiunii de căutare. Deci a fost alarmă generală, toată comunitatea a ieșit din casă, au intrat în pădure, au început să-l caute pe domnul Mütlü, l-au căutat ore în șir, timp Mütlü, în care toată lumea a strigat numele. Mütlü, Mütlü, alio! După un timp, o persoană din grupul de căutători s-a oprit și a zis, dar stați puțin, pe cine căutăm noi de fapt? Deci domnul Mütlü a prins de veste că cineva dispăruse și de unde era el a zis să participe. De unde era el? Să caute și el. Eu uite, nu era că toată lumea caută aici, eu ce fac? Pot să stau să dorm sub tufă. Da, da, trebuie da. Să particip și eu la el un bun cetățean altfel. Da. Un bețiv. Da. Da. Bețiv nu știa pe cine, dar striga și el. Mütlü, Mütlü. Și la un moment dat s-a gândit, dar nu așa mă cheamă pe mine, totuși. Dar fiți amabil, pe cine ziceți că căutăm noi aici? Da, asta a fost ciudat, e că prietenii cu care își petrecuse seara erau un grup, însă nu l-au recunoscut. Erau... Ce morală totală era acolo. Mă, de-aia nu-i mai lasă să bea. Pentru că... Că nu duc. Da. Că noi am avut problema asta la Istanbul, nu prea găsești de băut, adică la cârciumarele astea tradiționale, stradale și așa mai departe, nu poți găsești o bere. Asta, bere, voi și o bere. Trebuie să te duci în club, în restaurant, în bar, ca să poți să bei. Luca, aveți de-aia cumpere... le-a luat-o de pe stradă, că uite ce fac. Luca voia să cumpere bere de la supermarket, să merge la restaurant. Azi, că n-a răstat, da. Ai nebunit. Așa a ajuns el să bea suc de rodii și de-aia, că n-a găsit bere pe stradă. Și doamnă, că n-ai cum să mănânci o șaormă sau o frigăruie sau ce mai ciugulem noi acolo și să nu stingi cu o berică. Cu un aeran. E bun cu aeran. Cu aeran a mers perfect. Aeranul îngrașă. Da. Și multă apă. Perea, în schimb... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.